Ajungem cum în partea de final a turului nostru. Pașii ne-au adus către cea mai nouă dintre gările Bucureștiului, apărută undeva în anii 80. Dacă mi-aduc bine aminte, 1987, se și vede că e o clădire modernă. Practic, ea exista încă din perioada interbelică ca punct de oprire, ca haltă. Se numea halta 23 august, după 1944. Era legată foarte mult de uzinele. Uzinele 23 august sau uzinele Faur, cum au fost ele cunoscute după 1989. Și de asta și apăruse, practic, ca un punct de oprire pentru angajații și lucrătorii din uzine. Gândiți-vă că în perioada de anilor 70-80, aici erau câteva zeci de mii de oameni care plecau sau veneau aici în fiecare zi. Erau foarte mulți angajați care domiciliau în satele din jurul Bucureștiului și pe linia dinspre Oltenița, care în fiecare zi făceau naveta la servici, veneau, plecau. Dar linia pe care o vedeți există din 1910. Era practic legătura între gara Obor și Oltenița, linie care fusese deschisă în 15 octombrie 1910 complet. Primul său tronson fusese deschis din 1909 de la București Obor până la Budești. Ulterior, linia în 1910 se finalizase complet până la Oltenița, până în micul port de la Oltenița. A fost una dintre liniile foarte utilizate ca trafic de marfă. Era cumva un colector pentru tot bazinul de cereale din jurul Bucureștiului și din localitățile care există și astăzi pe traseul ei. În 1959, cum v-am mai spus, pe parcursul turului, legătura dintre gara Obor s-a închis. O parte din linie a mai rămas până în anii 80, chiar și în anii 90 mai existau porțiuni din ea. Astăzi au dispărut complet. S-a păstrat, practic, gara de la Titan a devenit punctul terminus al ei, dar, cum vedeți, circulă și astăzi trenurile între București și Oltenița. Este punctul de plecare către Oltenița. Chiar a devenit o poveste de succes această companie privată, care a reușit să-i dea un suflu nou liniei și o folosește în continuare pentru trafic feroviar.